Din păcate, intervin anumite persoane care nici nu mai înțelegem ceea ce se dorește, pentru că înțelegem greșeala, ok, o acceptăm, dar să fii la 3 metri de fază, la 4 metri de fază și să ai reacția asta, dar eu altceva vreau să spun. Hai să nu vorbim strict de penalti, să vorbim de faza din care a ieșit penaltiul, din care a decurs. Este out pentru noi, da, scos de Irobiso și de fapt îl oferă lor și de acolo se ajunge la penalti. Adică sunt două greșeli în aceeași fază din care noi primim acest gol. Aș ruga și eu, dacă se poate, să meargă în vestiar, să vadă ce se întâmplă în momentul ăsta la vestiar, da? Pentru că sunt jucători de 30 ceva de ani, cu copii acasă. Și așa cum o făcea și Emil Săndoi, în care a fost și el dezavantajat, așa o spun și eu, unde vrem să ajungem, sau să ne spună și nouă că nu mai înțelegem absolut nimic. Chiar nu înțelegem ce se întâmplă, deranjăm cumva, sau, nu știu, pentru anumite echipe se întâmplă niște lucruri. V-a explicat? Știu că poate în momentul ăsta îmi atrag tot felul de acuze, de antipatii și așa mai departe, dar nu este normal. Nu este normal ce se întâmplă. Lasă-mă să pierd eu pe greșeala mea, pe prostia mea. Nu vă mai implicați voi. Nu vă mai implicați, că și așa, haideți să fim realiști. Avem un fotbal așa cum l-avem. Ne chinuim. De la copii și juniori până la națională. Ne chinuim, ne târâm. De ce mai veniți și voi să-l stricați? De ce mai puneți și voi bomboana pe colivă? Că suntem în moarte clinică. Exact ce spunea Gic. Suntem în moarte clinică. Lăsați-ne, nu ne luați acest drept. Nu ne luați acest drept, pentru că în momentul ăsta jucătorii mei au pierdut bani, sunt afectați din punct de vedere mental, ne batem la retrogradare și nu este ușor. Să lucrăm o săptămână la mentalul lor, să lucrăm la mentalul lor o săptămână de zile și să fie stricat în 10 secunde. V-a explicat totuși, Iulian Călin, ce a văzut la acea fază, adică de ce a dictat penalti? N-a avut o explicație clară. M-a invitat la dânsul în vestiar, după meci, să merg ca să-mi explice. Dar n-are ce să-mi explice, pentru că am primit și eu imaginile și acum eu vă dați seama că nu asta este treaba mea. Îi las pe cei care sunt, care se pricep la așa ceva, să analizeze această fază și să se ia măsura în momentul în care ești acolo. Da? Și Petre, atacantul, după acea fază, spune: am fost șmecher, l-am păcălit, am fost șmecher. Și râdea. Ce să mai spun? Ronaldo, cât de mare e supărarea la finalul acestui meci? Ați fost egalați în prelungiri dintr-un penalti controversat. Nu controversat, inventat, pentru că în seara asta putem vorbi de o viciere de rezultat. Părerea mea că în seara asta trebuia să avem 3 puncte muncite, trebuia să fie ale noastre, n-a fost nici un pic de contact, a căzut pur și simplu, îmi aduc aminte că cineva de la CSEA Steaua a avut așa un baraj când au promovat, exact, a fost aceeași, nu l-a atins nimeni. Deci este foarte mare dezamăgirea, pentru că am dat totul pe teren cu toții, dacă mergem în vestiar, băieții plâng, sunt supărați, nu e posibil să pierzi în halul ăsta. Dacă erau mai buni ca noi și le strângeam mâna foarte bine, dar în seara asta am meritat cele 3 puncte și suntem foarte supărați. Dar de la acuză acea fază care a adus penalti. Păi am înțeles că a fost offside la golul lor. Hai să începem așa. Deci multe greșeli de arbitraj. Și a fost penalti la Hefte, nu? Dacă l-a călcat pe el, trebuia să-l elimine, nu? Pe jucător, nu? Așa am văzut. Așa am auzit. Restul eu n-am fost lângă ei. Nu, știu doar că echipa mea a căutat să câștige, a vrut să joace. Am întâlnit un adversar care, din păcate, n-a vrut să joace. Și atunci noi am încercat să iuțim jocul, să facem lucrurile ca lumea. Am băgat puși de 2004, de 2006, dar am vrut să câștigăm. Ăștia suntem noi. Deci suntem mulțumiți de noi, vorbim de noi, dar, scuzați-mă, să ne dai 4 minute prelungiri, când s-au făcut 10 schimbări și s-au stat încă vreo 7, de 7 ori câte 2 minute pe teren, nici așa nu e normal, da? Asta e. Noi ce să facem? Noi trebuie să ne adaptăm, mergem înainte, încercăm să jucăm, să ne, cum să zic, să
facem cât putem noi mai bine, conceptul nostru să încercăm să-l facem cât mai bine. Câteodată putem, câteodată nu. Asta e divizia, e greu. Adversarul e nemulțumit, nu e problema noastră, nu? Nu e problema noastră, noi am încercat să câștigăm meciul și meritam să-l câștigăm.